Fiind împreună, suntem o forță și au încercat să ne dezbine. Întâi asociațiile de revoluționari, după care au trecut la partea a doua. Societatea civilă, sindicate, au băgat vrajbă în toate. În armată, la fel, au băgat vrajbă. Nu se respectă legile în poliție, în armată, la revoluționari din 2010. Asta au făcut acești guvernanți care acum au vândut suveranitatea României. Auzi despre criza energetică, că să facem economie, că dacă depășim cu nu știu cât 50 de kilowatts, ni se va mări factura. A venit la oameni facturi fabuloase de zeci de milioane de lei. Dar vă întreb, pe cealaltă parte, guvernanții fac reclamă la mașinile pe energie electrică. Oare cât costă o mașină de aia care se consume 100 de kilometri? Mult, cât mult! 50 de lei pentru 100 de kilometri, fraților. În schimb, acolo deci se poate reducere, dar la facturile noastre nu se poate. Pentru asta avem un singur cuvânt. Ro! Exit! Ro! Exit! Ro! Exit! Ro! Exit! Ro! Exit! Pentru că Uniunea Europeană nu ne-a adus nimic bun nou. Nu avem salariile lor, nu avem prețurile lor. Fraților, trebuie să ne unim. PLN și PSD, mizerie! Fiecare când au un protest, să venim în sprijinul lor. Numai uniți vom crea o forță. Ține șef de depou. Ține Mihai Gabriel, nu? Da, să nu mai șef de depou, are și are tot. Îl știu. Vă aștept în continuare. Pe dumneavoastră eu știu din auzite, cred că. Producători de neam și țară. Asta sunt ei. Au vândut România. Și apropo, nu mergem, nu avem nevoie de viza lor Schengen. Oh, cu Schengen-ul! Aaa, ciucă! Dacă mai aderăm la Schengen, stați! Lasă-ți că ciucă schimbă la 180 de grade acum. Că nu ne nu de aia, dar nu ne acceptă Olanda, cred că. Păi trebuie să ne accepte, nu există. Ei, da. Ui, fraiere, e ochiată pe aia până vine ambulanța. Milioane specializați, mă, dar nu orice. O las pe mâna ta să fac. Chemă. La cazul. De la depou sunteți voi, nu? De la CFR. Da. Eu simplu pasionat feroviar. Eu dacă vedeam, mă făceam mecanic de locomotivă. Îmi place foarte mult. Dar ce ai pățit la urmă? Nu, de la naștere niciodată n-am văzut. Nu. Niciodată. Dar eu am venit să mă alătur de voi, de aia am venit. Păi, și pentru prima dată, că n-a fost niciodată la un meeting. Vă mulțumesc, oricum, asemenea. Asemenea, Doamne ajută. Eu fac toată România, dar știți de ce promovez pasiunea feroviară? Pentru că exact asta vreau să arăt, că se poate. Ca CFR-ul și, în general, toată calea ferată să trăiască. Eu aia vreau să fac. Am mers cu 79, am venit, acum mă întorc cu 472, până la Aradea, de acolo 348 iau. Mă plec la 17:45. Dar am mers pe Simeria, nu mai vin pe videle Caracal.
Adică, bine, trebuie să specificăm, până la Simeria mai este Făgăraș, Sibiu, Vințul de Jos, nu, pardon, Sebeș-Alba, Sebeș-Alba. Toate acestea devin istorie pentru că unii vor să vândă fiorbăt, alții vor să... Aveam de seară, bine, nu zic că nu, la 8 și 17, Transcarpatica, dar nu mă duc cu ăla că e prea târziu. Și plus că dacă și obosi, că nici n-am dormit deloc. Adică nici nu dorm până mâine, nu dorm acasă. Când vine vorba de tren, eu nu mai dorm, că sunt pasionat răit de trenuri. Wow, politicienii, ce ne mint! Da, ce plătim noi la impozite de le rupem! Deci, și ei ce fac pe banii noștri, să nu spun, mă abțin. Nu era mai bine să ai tu capacitățile tale de producție? Nu era mai bine să ai tu cooperativele la micuri de producție și alte? Era mai bine, ba da. Ce facem acum? Avem o treime din teritoriul național pădure și vrem să scăpăm și de ea. Vine unei din stânga, din dreapta și spune, voi sunteți niște proști, are, nu, aici are dreptate. Cine, ce zice sindicalistul? Cel mai mulți urși din Europa, cel mai mulți urși, cea mai mare faună, cea mai bogată faună, din străine, ca să o filmeze, să o pozeze, să dea de mâncare lui Moș Martin, este posibil acest lucru, pentru că acești oameni care au fost lumea are treabă cu tine, mă, ce ai intrat în istorie. Au grijă de această pădure. Nu ascultați de informările și poate cazurile particulare care le vedeți la televizor. Acești oameni sunt atacați cu tăsăruri, sunt hărstuiți de statuile românești. Băi, eu tare mă merg, mă mir cum de nu a venit presa, televiziunea pe aici. Poate mă trezesc că dau interviu pe la presă. Se poate tira în liniște. Dragi camarazi, ne-am apropiat deja la zona lorii, la ora 12 se va fie plinită de fială de soare. Uniți! Salvați! CFR! Călători! Uniți! Poate că la mulți sunt, putem să ne rezolvăm, încurcăm pe Zalvoice să ne rezolve problemele pe care nu pot să ne rezolve de ziua de România. Pentru că în data de 4 mai ne-au spus că se vor aplica asupra acestei probleme. Suntem acum la 24 octombrie, este ziua armatei, suntem toți reuniți aici din diverse organizații sindicale, armate ale României, în adevăratul sens, solidaritate sindicală la maxim. Suntem aici și dacă nici acum nu se rezolvă ceea ce s-a solicitat, adică salariul minim plus garantat în palată, 3.200 de lei începând cu 1 ianuarie 2023, mecanismul de indexare, automata salariilor și acesta trebuie rezolvat. Rezolvarea statutului de legi, legea statutului personalului feroviar, legea statutului personalului civil, legea 153 din 2017 privind salarizarea personalului din domeniul public, legea industriei de apărare care este băgată la sertar, legile pensiilor militare, legile pensiilor. Și să elimine pensiile speciale! Să le elimine! Chiar există Constituție, Curtea Constituțională poate să dea decizie. Sunteți toți venite în diverse zone ale țării, cu frustrările dumneavoastră pe care le înțelegem și noi suntem în același mod, cum spune așa, adică în aceeași stare. Simțim că ipocrizia aceasta politică ne sufocă, simțim că prețurile acestea nesimțite, speculative, lăsate la voia întâmplării în domeniul energiei, transporturilor, alimentelor de bază. Mă mir cum deși ăștia de la USR nu mai latră atâta, USR-ul. Acum latră la opoziție. Vă mulțumim că v-ați mobilizat, pe multe ori se respectă și
și în organizația noastră. Ce să vă spunem? Ai acolo, am mai fost și nu se va întâmpla nimic. Să știți că organizările sindicale sunt pe tradiție în Europa Occidentală și nu s-a putut obține nimic cu organizările sindicale. Nu pe socială, nu pe civică, nu pe sindicală, cu toate în același loc. Ce, acoase, se gata deja? Gata? Zic, se gata? Pardon. Păi nu la 1:30. Ba. A, dar nu la 10 s-a început, că... Este vreo stație de taxi pe aici, până în Piața Victoriei. Poftiți? Că trebuie să ajung la gara de nord, de aceea îmi întrebam. Nu știți, nu știe nimeni de stații de taxi de aici, nu? Da, o să văd eu cumva cum fac. Da, oricum voi reuși eu. Nu a fost rezolvată, este o mare dezamăgire. Așteptam mai multe decizii din partea domnului prim-ministru, nu a fost subiectă, pentru că nu este un lucru de glumit să te vezi cu propria ta pentru că nu s-a luat armată bună, nu este, ai grijă de ea, fii responsabil. Țineți, să dau jos și eu, să vă dau jos și eu, să vă dau așa e cu asta e pătul cu nou. Mai baterie la telefon. Mai filmează, ia vedeți. Nu știu, mai întoarc chelul dat. Hai să voi. Fratele, mai filmează. Hai. A, e bun. Păi fiind pasionat feroviar, normal, trebuie. Aduce bani la buget extraordinar. Uitați-vă, suntem singura capitală în lumea asta care avem șase primari la capitală. Suntem cea mai mică capitală. Cel dispozitiv, cu cel de enorm. Mărim pensiile, salariile și alocațiile pentru hotele de stat. Ne aducăm pe reforme administrative, teritoriale și administrative. N-am făcut schimb pe la medalul Silva Crozat. În delegația la care v-ați participat, cere să facă reforma administrativă teritorială și electorală. Tot mai importantă. Aici vor circula mașinile după ce se eliberează. Nu mai așa putem să facă ceva pentru România în momentele astea grele. Se va schimba statea lumii, NATO, va schimba Uniunea Europeană. Iar o să ne aducă în faliment și ne aduce pe el. Dar haideți să facem ceva noi pentru România. Atât, deci reforme, facem reforme, propune de reforme administrative, teritoriale și electorale și vom avea bani de deputat. Atât.
așa. El pe pădărul, el pe sărat și bine, e o idee. Și dacă ai reformelor, este important cine face reformă, pentru cine face reformă și cine scrie agenda celor care fac, care fac reformă. Dragii mei, dragi prieteni, gata, se pleacă? Vă salut! Dragii mei, dragi prieteni, protestul celor de la Rom Silva și celor al Federației Sindicale a Transportatorilor s-a încheiat. A Federației continuă? Da, până la două. A, deci a ceferiștilor, da, continuă, da, da, da. Deci a celor de la Rom Silva s-a gătat. Mai continuă, cred că a ceferiștilor, sau nu, depinde, vedem. O să leu colegii de la Federația Silva să le obligați. Mai rămâne 5 minute. Mulțumesc! Silva! Adunarea! Care? Numai aia de la Rom Silva pleacă. Sau care pleacă? Nu zic, care mai rămân până la 1:30, ca să știu. Rom Silva rămâne. A, deci a feroviarilor pleacă. Da. Ei, mă, e copil. Ei, mă, e copil. Ei, mă, e copil.